Înainte să încep să vorbesc și Zoltan, am văzut că l-a folosit pe prietenul nostru din Grecia. Am aflat și eu ieri când ne-a trimis Ovi mail-ul că de fapt scopul și ce facem noi aici e că suntem nevorbiți acasă, deci a fost foarte fain. Dar e bine că și cei nevorbiți și-au găsit un loc în care să vorbească și să se simtă bine. Și apropo de mătușile care întrebau ce vrem să devenim, nu știu, cred că doar pentru că vin din Moldova, mătușile acolo întreabă altceva. Pe mine mă întrebau cum se fac copiii, nu știu de ce. Despre excelență m-am gândit să vă vorbesc în seara asta, însă un pic diferit. Și s-a dezbătut subiectul ăsta încă din Grecia antică. Cu siguranță puteți să găsiți și acum în multe cărți, aceasta este una dintre cele mai bune despre excelență. O mulțime de sfaturi, metode, tehnici prin care puteți să deveniți în ceea ce vă doriți să faceți excelenți. Eu aș vrea să vă vorbesc dintr-o altă perspectivă, și anume aceea excelenței ca stare, ca atitudine și felul în care percepția noastră asupra ei se schimbă de-a lungul timpului. Pornim în viață gândindu-ne că... De fapt ne gândim la ceva? Nu prea. Pur și simplu suntem, pur și simplu simțim, pur și simplu trăim și nu ne gândim la foarte mult. Când eram mică, nu mai amintesc de ce, știu că puneam bani într-o pușculiță. Probabil că mulți copii fac asta. Și într-o zi părinții mei s-au decis să-și cumpere o mașină, bineînțeles curate, și am auzit-o într-o discuție de sâmbătă, așa că suntem cam prost cu banii și că nu știm ce o să cumpărăm de la piață pentru că nu prea ne permitem. Și atunci bucuroasă am luat pușculița la sub braț și am zis, asta e soluția. M-am dus cu pușculița, uimitor, au fost veseli și s-au bucurat și așa s-au născut tăricel cel voinic din mine. Pentru că efectiv dădea starea pe afară. Eram atât de fericită că pot să ajut și pot să contribui, încât ăla cred că a fost primul meu moment în care m-am simțit excelentă. Am simțit că nu trebuie să fiu nimic mai mult și că ce fain, ce mișto e că pot să-mi ajut părinții. Și asta fac copiii deseori, prin tot ceea ce fac. Se joacă, dar ei nu se gândesc la cum se joacă. O fac cu toată pasiunea pe care o au, o fac cu toată creativitatea pe care o au, o fac cu toată curiozitatea pe care o au. Durează o vreme lucrul ăsta și de multe ori se gândesc că sunt supereroi. Cât dintre voi, probabil că mai multe fete, s-au uitat la Sailor Moon? Ok. Sau Captain Planet. Bun. Mai erau la un moment dat niște desene cu niște fete care jucau volei, dar nu mai știu cum se numeau. După etapa aia am trecut la a mă gândi că vreau să fiu contabil, pentru că văzusem probabil prin jurul meu ceva doamne care făceau contabilitate și mi s-a părut interesant. Alții dintre noi visează că vor hrăni plante toată viața lor, unii că vor hrăni melci, am înțeles. Și alți băieței poate că or să viseze că devin aviatori, cosmonauți sau știu eu ce alte lucruri. La un moment dat știu că mi-am dorit să fiu fotomodel. Și când i-a zis lui tata, o zis, fetele alea sunt așa cam, nu e bine. Ok, dar de ce? Păi, le plac domnii mai în vârstă, așa. Și uite așa, visul meu cu fotomodelul s-o cam dus. Nu mi-amintesc, sincer, stăteam și mă gândeam în timp ce vorbeau ceilalți colegi, ce mi-am dorit să devin după fotomodel. Nu mi-amintesc să mai fi dorit ceva. Cu siguranță că nu a făcut-o cu rea intenție și nu s-a gândit că asta ar putea să-mi afecteze viața. Însă e adevărat că da, cuvintele ne influențează și ne influențează foarte mult, mai ales dacă vin de la cei în care avem cea mai mare încredere. Primim o mulțime de stopuri, primim o mulțime de lumini roșii în viață,
Mai ales în etapa aceea foarte importantă în care visăm cu atât de multă putere și cu atât de multă pasiune, încât am putea să facem orice, pentru că noi nu știm că există limite. Limitele începem să le percepem doar în momentul în care venim cu o idee, venim cu o modalitate de a face lucruri și ni se spune stop. Și așa apar stop, după stop, după stop, după stop. Și când ești întrebat în școală ce vrei să te faci când o să fii mare și spui cosmonaut, aviator, știu eu, cercetător, profesorii spun, mai coboară cu picioarele pe pământ, că visezi cam mult și nu te mai concentrezi la ore să faci, probabil, lecțiile de matematică. Nu spun că e rău să faci lecții de matematică, acum constat că mă ajută foarte mult, însă nu știu dacă ne duc acolo unde vrem. Și la un moment dat am zis, ok, hai să mă uit la cei care au reușit lucruri în viață, la cei care au reușit să schimbe lumea, cum au fost și ce au făcut. Au acceptat stopurile? Nu. Thomas Edison este unul dintre oamenii care probabil că au demonstrat cea mai mare încăpățânare din lumea asta, însă ne-au ajutat să avem lumină în felul ăsta și să nu mai stăm la lumină lumânării, poate că. Sunt mulți alți oameni care au făcut lucruri mari tocmai pentru că nu au acceptat un stop sau mai multe stopuri. Martin Luther King este un alt exemplu și ceea ce a reușit să facă pentru omenire probabil că va dăinui în permanență. Următoarea persoană, din punctul meu de vedere, cred că descrie exact starea de copilărie. Stay foolish, stay hungry. Am înțeles că nu a fost una dintre cele mai prietenoase persoane pe care le puteai întâlni. Poate nu pentru asta a rămas în istorie, însă cu siguranță a rămas în istorie pentru încăpățânarea de a visa la ceva ce poate încă nu există. Așa putem să avem altfel de tehnologie. Unii nu se maturizează niciodată și poate pentru asta ar trebui să fie admirați. Când mă întreabă oamenii ce fac, în mod serios, le spun că mă ocup cu marketingul. Mă gândesc că poate e complicat să le zic că, de fapt, încă îmi place să mă joc. Pentru că, dacă aș fi serioasă, nu aș găsi soluții. Soluțiile vin din opționalitate. Soluțiile vin din capacitatea de a nu te opri la stopuri. Cel puțin asta este ce am descoperit eu până în acest moment. Gândiți-vă la ce stopuri vă pun oamenii din viața voastră. Gândiți-vă când în copilărie ați primit un stop atât de important încât v-a oprit. Și scoateți acele bug-uri. Pur și simplu ignorați-le. Adică oamenii care v-au dat acele stopuri, până unde au ajuns. Dacă nu au ajuns până la un punct în care să puteți să-i admirați, nu ascultați sfaturile lor. Întoarceți-vă la copilul acela creativ, copilul care era în stare să gândească că poate să fie Superman, că poate să fie Captain Planet sau Sailor Moon. Visați și pe lângă asta lăsați pasiunea, e un fruct al pasiunii, așa. Am descoperit cu ocazia asta cum arată fructul pasiunii, n-am mâncat niciodată. Dar lăsați pasiunea să vă cuprindă în fiecare zi. Pur și simplu gândiți-vă că nu mai sunteți oameni mari, nu mai aveți responsabilități. Faceți măcar un lucru pe zi care să vă placă. Cum zicea Zoltan, la sfârșit de zi, lăsați-vă, luați-vă un minut, două pentru voi și gândiți-vă ce puteți să faceți cu toată pasiunea de care puteți da dovadă. Că faceți înghețată, cum cred că e făcută cu pasiune înghețată aia, că e prea bună. Pe lângă asta fiți încăpățânați. Nu lăsați oamenii să vă spună ce puteți să faceți și ce nu puteți să faceți. Pentru că cine poate să știe mai bine decât voi asta, în primul rând, și în al doilea rând nici voi n-aveți cum să știți. Habar n-am dacă o să pot să mă arunc cu parașuta. Încă nu știu, dar dacă cineva îmi spune că nu o să pot, cu siguranță nu o să-l cred, că nu a fost în locul meu să știe asta. Mai știu despre excelență că, da, este nevoie să presupună și efort și muncă susținută. Nu doar să visezi, nu doar să te joci, nu doar să creezi și să fii copil. Ai nevoie și să faci eforturi în direcția asta. Dar nu uita supereroul din spate. Nu uita pe cel mic Superman, pentru că acela îți dă viața, acela îți dă capacitatea de a
de a fi diferit și de a trăi cu toată plinătatea pe care poți să o ai fiecare secundă. De a putea să râzi. Efectiv, în momentul în care te joci, să râzi. În încheiere aș vrea să vă mai spun o mică poveste, tot despre un fel de stăricel cel voinic. E o poveste turcească și zice că o vrăbiuță de fiecare dată când începea să tune și venea furtuna, se culca la pământ și își ridica piciorușele în jos. Și vulpea o întreabă, ce faci, ești nebună? Zice, nu, dar vine furtuna și îți dai seama ce s-ar întâmpla dacă se prăbușește cerul peste pământ, pământul care adăpostește atât de multe viețuitoare. Și vulpea râde la ea și zice, crezi că pot să împiedici cerul cu piciorușele astea mici? Și vrăbiuța a zis doar, nu, fiecare cu cerul lui.